Bine v-am găsit la interviurile deceniu. Sunt Val Vâlcu, discut cu Eugen Tomac, președintele PMP, europarlamentar. Domnule Tomac, avem vești de la Bruxelles. S-au mișcat lucrurile în direcția Schengen. Ați luat inițiativa, să spun așa, ați dată în judecată, nu știu exact care e termenul, ați ridicat problema la Curtea Europeană de Justiție. Există vreun răspuns de la Bruxelles? Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, dosarul Schengen este de actualitate în fiecare zi pentru noi, pentru că încă nu s-a luat o decizie și evident orice veste nouă fie ne bucură, fie ne întristează. Cert este că nu putem rămâne blocați și resemnați. Cel puțin acesta este sentimentul meu. Prima chestiune. Voi spune că există vești bune. În primul rând, demersul pe care l-am făcut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene îmi confirmă tot mai mult pe zi ce trece timpul că a fost o decizie corectă. Chiar acum două zile, comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, mi-a scris și mi-a spus că tot ceea ce susțin în ceea ce privește chestiunea Schengen este adevărat. României s-a făcut o mare nedreptate. Chiar astăzi am vorbit cu mai mulți, cu doi foști judecători europeni care mi-au spus că acest răspuns oferit de Comisia Europeană este o dovadă certă că acest dosar deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene are câștig de cauză fără drept de apel. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, evident că procesul va dura între un an și jumătate și doi, cam asta este practica, dar uitându-mă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru legat de poziția Austriei, pentru că pe fond și la urma urmei trebuie să înțelegem de ce noi suntem nemulțumiți de Austria, pentru că chiar dacă Olanda a votat împotrivă și este nemulțumită de progresele făcute de Bulgaria, cel puțin public așa declară, Olanda a spus că nu va rămâne niciodată singura țară care blochează extinderea spațiului Schengen sau accesul nostru în spațiul Schengen. Și tocmai de aceea rămân la opinia mea că spre Austria trebuie în continuare concentrat tot efortul diplomatic și politic, pentru că doar Austria, de fapt, este țara care blochează în mod irațional extinderea spațiului Schengen, făcând un joc extrem de periculos. Asta pentru acest, legat de acest subiect și, evident, de evoluția lui. Deocamdată doar am depus acțiunea pe 6 februarie. Sunt încrezător că această acțiune rămâne singura șansă pe care o avem pentru a intra în spațiul Schengen. Am această convingere și inclusiv răspunsul oferit acum două zile de Comisia Europeană îmi întărește această convingere, inclusiv opiniile pe care le-am primit din partea unor foști judecători europeni. De asemenea, cred că în următoarea perioadă, chiar dacă, ceea ce nu este rău, guvernul actual încearcă și depune efort constant și consistent și cred că orice am spune și orice am face, pentru că eu sunt în opoziție cu guvernul, dar privind acum retrospectiv, cred că orice am spune și orice am face, poziția Austriei ar fi fost neschimbată pe de o parte, pe de altă parte, pentru că ceea ce probabil Austria invocă ca motiv pe care nu îl spune, nu ține de ceea ce spune public. Nu sunt un conspiraționist, dar am fost la cele două ore de dialog cu Nehammer pe 7 decembrie anul trecut la Viena, împreună cu vreo 20 de europarlamentari, la aceeași masă, comisarul european pentru finanțe, Johannes Hahn, cu toții am cerut lui Nehammer să aducă argumente de ce are această poziție. În timp de două ore n-a fost în stare să aducă vreun argument de ce se opune. Nu este în stare nici astăzi să formuleze vreun argument. Și tocmai pentru că a
utilizat în exces și în mod abuziv acest drept pe care îl are de a bloca accesul nostru în spațiu Schengen, acest conflict juridic trebuie tranșat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și eu voi merge mai departe cu acest dosar, pentru că el, pe de o parte, nu blochează negocierile României cu Austria, nici ale Bulgariei cu Olanda. Ba mai mult, în funcție de evoluție, eu sunt convins că va pune o presiune suplimentară. Iar evoluția nu poate fi decât una pozitivă, pentru că se încalcă multe, foarte multe articole din Tratatul Uniunii Europene și din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Ori aici lucrurile sunt extrem de clare și, spre deosebire de dreptul românesc, dreptul european este într-o continuă evoluție și el se formează la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Deci, Curtea de Justiție poate da multe soluții plecând de la această speță, pentru că eu, pe lângă anularea acestui act nedrept în care am fost umiliți, mai cer ca deputații din Parlamentul European să aibă dreptul de a putea avea calitate de reclamant privilegiat. Calitate pe care în prezent o are doar Guvernul României, Comisia Europeană și Parlamentul European. Însă merg și pe această soluție și pe această solicitare, pentru că nu am calitate de reclamant privilegiat, dar am un interes direct în calitate de deputat european cu privire la acest dosar, pentru că mi-este afectată activitatea. Și mai există un motiv pentru care cer ca pe viitor deputații europeni să aibă calitate de reclamant privilegiat, faptul că acest privilegiu, acest drept, în mod clar, deci drept pe care Parlamentul European îl are, l-a obținut în baza unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deci, calitatea de reclamant privilegiat, Parlamentul nu a avut-o prin tratate, ci prin o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce este foarte important și evident că echipa de juriști foarte pregătită, foarte bine pregătită din Luxemburg cu birouri la Paris, este extrem de determinată și încrezătoare în șansa pe care o avem, pentru că jurisprudența Uniunii Europene se formează la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acest statut de reclamant, de privilegiat, aduce o viteză mai mare la soluționarea cauzei? Cum influențează procesul? Schimbă foarte mult. Evident, pentru că la ora actuală, așa cum spuneam, eu nu am calitate de reclamant privilegiat. Eu trebuie să-mi justific interesul pentru care atac un act pe care l-a adoptat sau nu l-a adoptat în cazul nostru Consiliul Uniunii Europene. Asta este prima chestiune. A doua chestiune este că, după cum cunoașteți, deputații din Parlamentul European nu au aceleași drepturi pe care le-au, de exemplu, deputații din România. În România, orice deputat poate veni cu un proiect de lege, îl poate depune, îl poate promova. Eu însumi, când am fost 2 mandate deputat în Parlamentul României, am avut inițiative legislative pe care le-am propus și care au devenit legi, cu singur co-inițiator, Tomac. În momentul de față, eu ca deputat în Parlamentul European nu am acest drept de a depune o inițiativă legislativă. Legile sunt propuse de către Comisia Europeană. Pentru a ajunge să convingi Comisia să-ți propună o lege, trebuie să parcurgi un proces atât de lung și evident nu-ți dă nimeni nicio garanție că vei avea și succes. Deci, procedurile sunt diferite, dar dacă nu avem drept de a iniția vreo inițiativă legislativă, cel puțin trebuie să avem dreptul suveran de a putea contesta orice inițiativă pe care o considerăm nepotrivită a Consiliului Uniunii Europene sau a Comisiei. Pentru că de multe ori există decizii, cum este aceasta, în care pentru a te putea adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, trebuie să-ți fundamentezi foarte solid interesul direct pe care îl ai în calitate de deputat, dar și de cetățean. Pentru că acest demers, evident, îl poate face orice cetățean, dar eu am un interes direct în calitate de deputat. Și atunci, noi cerem, pe lângă anularea acestui act pentru
anulare în acțiune, așa se numește demersul pe care l-am făcut în baza articolului 263 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, mai cer și această chestiune, care este extrem de importantă. Sigur că Curtea, plecând de la acest refuz, care reprezintă un abuz de drept al Consiliului Uniunii Europene în relația cu România și Bulgaria, poate determina Curtea de Justiție a Uniunii Europene să ia orice decizie, inclusiv decizia de a elimina unanimitatea în Consiliul Uniunii Europene, pentru că ea blochează funcționarea instituțiilor Uniunii Europene. Și aici se încalcă două principii fundamentale ale tratatului. Principiul cooperării loiale între statele membre ale Uniunii Europene și principiul cooperării loiale între instituțiile europene. Ori, în acest context, evident că Curtea poate da mai multe interpretări, speții pe care am făcut-o, și de asta cred că acest proces va avea o dimensiune extrem de puternică în momentul în care se va judeca. Și închei prin a vă spune că inclusiv am cerut Curții de Justiție, în cazul în care apreciază că nu sunt suficient de convingătoare argumentele pe care le-am adus, să-mi ofere șansa să cer suplimentar din nou Guvernului României să intervină în acest proces. Dar faptul că ar putea avea repercursiuni nu numai în ceea ce privește România, ci întreaga funcționare a Uniunii Europene, n-ar putea declanșa, eu știu, intervenții, presiuni. Că noi sperăm că e Curtea Europeană deasupra acestor jocuri de culise, nu știu. Am mare încredere în Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Am mare încredere, să nu credeți că n-au existat solicitări amiabile de a nu merge pe această soluție. Sunt conștient de dimensiunea și de proporțiile pe care un asemenea demers îl implică, dar calitatea de român și de cetățean european nu m-au lăsat să nu utilizez acest instrument pe care îl avem la dispoziție, pentru că aici nu este vorba doar despre Schengen și despre România. Aici e o chestiune care ține de demnitatea noastră. Noi trebuie să ne luptăm pentru a obține această libertate pe care ceilalți o au, și e o chestiune care ține într-adevăr și de libertate. Și eu cred că acest proces este și despre dreptatea pe care trebuie să ne-o facem singuri, utilizând exact acest mecanism pe care Uniunea Europeană l-a gândit. Și anume că atunci când statele nu se înțeleg, să te duci cu această problemă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și de ce insist pe această chestiune că statele au fost neloiale în raport cu tratatul și în raport cu instituțiile Uniunii Europene? Pentru că în Consiliul JAI de pe 8 decembrie s-a intrat cu o propunere și s-a ieșit cu două decizii. Propunerea Comisiei a fost ca România, Bulgaria și Croația să fie primite în spațiul Schengen, să se ridice frontierele în relația cu noi, controlul la frontieră, pentru că îndeplinim criteriile. Iar Consiliul JAI a luat decizia de a accepta Croația și de a respinge România și Bulgaria. Lucru inacceptabil, pentru că aici deja nu mai avem un conflict politic. Avem un conflict juridic în toată splendoarea lui și evident că de aceea m-am adresat Curții Europene de Justiție, pentru că îmi doresc ca pentru noi să se facă dreptate într-o manieră europeană, utilizând aceste mecanisme pe care Uniunea Europeană ne le pune la dispoziție. Dacă ne întoarcem la motivație, la motive, am observat că actualitatea politică din Austria nu a validat decizia, opțiunea electoratului. Dacă pornim de la
premiza că a fost o mișcare electorală, ea s-a dovedit greșită. Deci n-a câștigat, din potrivă, trăgând linia, a pierdut. Mi se pare că 9% și controlul legislativului federal. Nu i-a adus voturi. Rămâne în discuție influența rusă. Chiar în presa austriacă am văzut că se spunea că românii cred despre Austria că e un hub rusesc. În perspectiva acestui conflict de la graniță, vedem președintele Biden, țările europene strâng rândurile, sondajele arată că Occidentul este unit pe tema asta. Poate fi, putem spera și la o atenție sporită privind jocurile rusești ale lui Nehammer. Ține domnul minte Vâlcu. Și scandalul Ibița, adică nu vorbim doar așa domnul nivel Vâlcu, de scenarii. Deci, lucrurile sunt foarte, trebuie privite dincolo de aparență. La ora actuală, noi avem o realitate. Eu sunt unul dintre puținii români care a avut prilejul să se întâlnească cu Nehammer înainte de votul din Consiliul Jai. Sunt unul dintre puținii oameni care a avut prilejul să-i spună direct în față și o spun în premieră ce i-am spus lui Nehammer la Viena înainte de vot. Și vă spun și răspunsul. I-am spus, pe lângă toate argumentele pe care le-au adus toți ceilalți colegi europarlamentari, că nimeni în România nu poate înțelege cum Austria, o țară cu care noi am cultivat o relație bazată pe încredere de-a lungul timpului, închide ușa în nas României, o țară cu vocație europeană, pentru că noi, ca români, ne-am atins și am trecut acest test al maturității. 6,5 milioane de cetățeni români în 2014 și în 2019 au votat pentru cea mai importantă funcție din statul român pe președintele comunității germane din România. Ne aflam într-o țară unde limba oficială este limba germană. Am făcut apel la acest exemplu care este, cum să vă spun, extrem de clar și de înălțător în același timp în spirit european, cerându-i să nu ia această decizie de a bloca accesul nostru în spațiul Schengen. Răspunsul lui Nehammer a fost unul ezitant. Nu mă luați cu chestiuni emoționale, decizia mea nu se schimbă. Dar timp de 2 ore nu ne-a dat niciun argument cu privire la poziția pe care o are. Și atunci mă întreb, cui servește acest blocaj să ții 27 de milioane de cetățeni europeni în afara frontierilor Uniunii Europene într-un moment în care Europa trăiește un război care a trezit-o dintr-o stare pe care nu mai credea că poate trăi după cel de-al doilea război mondial. Când vedem cum tancurile rusești strivesc oameni pe stradă, oameni care n-au nicio vină și care nu și-au dorit acest război. Evident că poziția Austriei lasă loc de aceste interpretări, pentru că singurul câștigător din această lipsă de coeziune europeană este evident Rusia. Și este clar că în spatele acestei decizii nu există niciun argument, iar toate argumentele utilizate în spațiul public au fost niște exerciții jalnice de explicare a unor abordări care pur și simplu ne-au umilit în mod nejustificat. Și tocmai de aceea eu sunt extrem de determinat să merg până la capăt pe acest proces. Cunosc riscurile, cunosc consecințele, dar cred că dorința noastră cinstită de a ne face singuri dreptate prin această cale juridică este una corectă. De aceea mi-am asumat-o, pentru că am înțeles cum funcționează mecanismele. Am înțeles că nu intrăm în acest an în spațiul Schengen. Cu atât mai mult anul viitor, când sunt alegeri europarlamentare. Și dacă am așteptat 12 ani, de ce mai trebuie să așteptăm
până când la Viena va apărea un om luminat și care va face ceea ce trebuie pentru coeziunea proiectului european și să renunțe la această formă de discriminare absurdă a 20 de milioane de români. Deci ăsta este raționamentul pentru care am făcut acest demers și ăsta este raționamentul pentru care cred că prin acest blocaj există un singur mare câștigător. Și acel câștigător este Rusia, care se bucură că în Europa există această abordare absolut jenantă din partea unor state. Tocmai și Uniunea Europeană, iată, nu are anticorp, nu are mecanisme de supraveghere dacă ne gândim la intelligence, la problemele de această natură. În cazul Ibița, vicecancelarul austriac a fost surprins de jurnaliști, să-i spunem, da? Jurnaliști din Germania. Dacă nu există un organism de securitate, nu știu, de spionaj până la urmă, într-o țară a spionilor, cum este Austria, unde nici măcar nu este sancționată. Nu, în codul penal nu apare spionajul. Acolo era, în timpul războiului rece, să spunem așa, placa turnantă, locul de întâlnire. În zilele noastre, când Rusia se pare că a pierdut războiul economic, războiul clasic, poate conta doar pe formule din acestea de război hibrid. Evident că toate aceste temeri invocate de dumneavoastră legate de sensibilitățile ce țin de securitate, ce țin de spionajul activ, și vedem că aproape în fiecare lună sunt expulzați diferiți diplomați ai Rusiei din diferite state ale Uniunii Europene, drept semn că instituțiile funcționează și atunci când evidența depășește o limită, iau măsuri extreme. Nu am informații și nu pot proba ceva ce nu pot susține, dar pot intui și pot trage aceste concluzii politice, și anume că prin acest refuz, evident că Nehammer i-a făcut pe plac unui singur om, și acela este Putin. Deci nu încape îndoială, pentru că atât timp cât nu ai argumente raționale pentru o decizie politică de asemenea dimensiuni, cu impact strategic, gândiți-vă cât de mult ar fi ajutat intrarea noastră în spațiul Schengen în Republica Moldova. Pentru că Republica Moldova, în afară de punctele de trecere a frontierei cu noi, nu are altă soluție. Ucraina este în război. Toată economia Republicii Moldova trece prin cele câteva puncte de trecere ale frontierei de pe Prut, rămasă moștenire de la Stalin. Păi dacă noi am fi fost în spațiul Schengen, evident că ar fi fost mult mai ușor și pentru Republica Moldova, pentru că treceau vama la Albița și se opreau oriunde aveau nevoie, în orice destinație. Așa, stau o săptămână la Albița, mai stau o săptămână la Nădlac, evident că economic acest lucru suportă costuri foarte mari. Am dat câteva argumente de ce este importantă această extindere a spațiului Schengen și pentru alte state, nu numai pentru România. Nemai vorbind de faptul că noi, anual, l-am auzit pe ministrul finanțelor spunând că România pierde echivalent a 10 miliarde de euro. Vă imaginați cu acești bani câte lucruri puteau fi făcute în România? Dar sunt costuri în plus pentru activitatea economică. Și evident că toate aceste argumente le duc la curte, pentru că este important să avem cât mai rapid o decizie corectă în favoarea a 20 de milioane de români. Apropo de Republica Moldova, care este situația la Chișinău? Au fost discuții în spațiu public? Ce dovezi are Maia Sandu privind lovitura de stat? O întreagă retorică a fost activată pe subiectul ăsta. Care e situația de la Chișinău? Cum a fost real riscul? Bun, riscul există. Probabil că e intenția
Rusiei din 92, nu? Din 2022, dar cum a prevenit discursul Maiei Sandu lovitura de stat? Domnul Vâlcu, sentimentul meu este că în societatea românească se așează o ușoară distanțare față de ceea ce se întâmplă la Ucraina. Pentru că ni se pare că dacă noi nu vedem ce se întâmplă în Ucraina, nu vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, ne va fi mai bine, viața ne va fi mai ușoară. Ori este complet greșit, complet fals, pe de o parte. Pe de altă parte, este evident că oricine înțelege ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova și oricine se uită spre ce spune Moscova zi de zi despre Republica Moldova, acest scenariu prinde contur tot mai mult. Ne mai vorbim de faptul că în Republica Moldova, dincolo de Prut, dincolo de Nistru, pe teritoriul de dincolo, există prezență militară ilegală din 1992. Republica Moldova a avut un conflict militar cu Rusia. Republica Moldova a avut mai multe regimuri politice care au suspendat orice dialog cu România. Să nu uităm că nouă ne-a fost la un moment dat expulzat și ambasadorul. Să nu uităm că fostul președinte al Republicii Moldova, Dodon, nu a vizitat nicio țară din Uniunea Europeană. Primea delegații din Coreea de Nord și din toate guberniile Rusiei, dar nu avea niciun fel de dialog cu noi sau cu celelalte state europene. Deci apetitul Rusiei de a reveni în forță la Chișinău este uriaș și folosește acest context pentru a încerca să destabilizeze situația. A încercat prin instrumentele clasice a partidelor politice care au fructificat criza socială generată de criza de sănătate, criza din energie, scumpirile majore. Gândiți-vă că în Republica Moldova, la ora actuală, avem o inflație de peste 30%. Evident că toate aceste probleme creează climatul perfect pentru a împinge populația spre o nouă prăpastie și, evident, pentru a încerca să fie înlăturat actualul cabinet recent investit prin asemenea presiuni. Dar ce este cel mai important și trebuie să reținem? Pentru că eu m-am informat direct de la sursă. Planul prezentat de doamna Maia Sandu este un plan real. De ce spun acest lucru? Pentru că toate elementele pe care le-au primit autoritățile de la Chișinău se confirmau pe lucruri care s-au întâmplat și care urmau să se întâmple. Autoritățile de acolo le-au verificat. Tocmai în momentul în care au avut certitudinea că nu este nimic fals din ceea ce le s-a comunicat de către Kiev, pentru că aceste informații le-au primit prin mijloacele specifice din partea ucraineană, evident că au pus în alertă și mai mare autoritățile de la Chișinău. Și mai există câteva argumente pe care vreau să vi le aduc. Probabil lumea a uitat foarte rapid, dar anul trecut, în primăvară, a existat o provocare de proporții. În plină zi a fost atacat sediul KGB de la Tiraspol. Credeți că toate aceste lucruri au fost întâmplătoare? Nu. Ele au avut un singur obiectiv. Să creeze tensiuni uriașe în Republica Moldova și, evident, să destabilizeze situația. Tocmai de aceea lucrurile stau și în clipa de față într-o stare de alertă continuă, pentru că este situație excepțională în Republica Moldova din cauza acestor riscuri. Gândiți-vă că în Republica Moldova, la ora actuală, sunt în jur de 2,5 milioane de persoane. În Republica Moldova, după invazia care astăzi împlinește un an a Rusiei asupra Ucrainei, s-au stabilit mai bine de jumătate de an peste 800.000 de refugiați din Ucraina. Și astăzi numărul refugiaților este uriaș. Republica Moldova a făcut față acestor provocări. Evident că toată această situație tensionată reprezintă un risc major și Republica Moldova are multe vulnerabilități. Plecând de la faptul că este neutră și a declarat această neutralitate în Constituție, plecând de la faptul că nu are armată, plecând de la faptul că nu are resurse, plecând de la faptul că are conflictul transnistrian, pornind de la faptul că 30 de ani de zile, peste 80% din instrumentele media din Republica Moldova au fost de expresie rusă. Lumea este extrem de puternic
legată de aceste surse de informare în limba rusă pe care Moscova le folosește astăzi pentru propagandă. De aceea, deși 90% se tem de război, marea majoritate a populației nu-și dorește să renunțe la neutralitate, sperând că acest lucru le va aduce mai multă pace și mai multă stabilitate. Ori știm că este fals acest lucru în condițiile în care vedem că Lavrov spune: nu am încredere în guvernul nou investit la Chișinău pentru că toți miniștrii sunt cetățeni români. În condițiile în care Putin spune că Maia Sandu este cetățean român, nu are nimic în comun cu Republica Moldova și evident că nu poate avea un dialog cu ea. Atât timp cât purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune: nu vă mai pronunțați pe chestiunea transnistreană, pentru că noi avem o altă filozofie în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean. În condițiile în care vedem că Putin și-a anulat printr-un decret prezidențial întreaga filozofie de politică externă a Rusiei prin acest demers, anulând practic recunoașterea integrității și suveranității Republicii Moldova față de teritoriul de dincolo de Nistru. În condițiile în care vedem că agenția de stat ITAR-TASS ieri publică o știre prin care spune că Ucraina va ataca Transnistria. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un plan. A nu vedea aceste realități înseamnă că pur și simplu privim spre altceva și comentăm cu totul altceva. Este expusă în momentul de față Republica Moldova. Tocmai de aceea președintele Biden la Varșovia a cerut lumii libere să aplaude curajul pe care îl dă, de care dă dovadă până la urmă un român. Pentru că este pentru prima dată, chiar dacă este șeful statului Republica Moldova, doamna Maia Sandu este româncă, nu a renunțat niciodată la această calitate, este și cetățean român și ieri și-a început discursul în întâlnirea cu Iohannis cu expresia: sângele apă nu se face, am venit la București ca acasă. Deci toate aceste lucruri trebuie citite în cheie corectă. Și eu cred că Republica Moldova are nevoie acum de o Românie lucidă, de o Românie care să acționeze ca un stat cu un comportament de stat membru NATO, de stat membru al Uniunii Europene, dar și de țară mamă față de Republica Moldova. Pentru că acolo sunt tot români și avem obligația să îi susținem necondiționat în fața tuturor provocărilor venite dinspre Moscova. Pentru că în 1940 am abandonat acest ținut românesc mult prea ușor, mult prea rapid, în doar 24 de ore. Se ridică iarăși cărcotaș și noi, de ce nu l-am menționat Biden și România pe Iohannis, mă rog, pe că România ajută Ucraina, noi lăsăm cale liberă grânelor ucrainiene, am îngrijit refugiați, în cazul Moldovei dăm curent, dăm fonduri și pe noi nu ne-a menționat în discurs. E un pic de invidie speculată în zona asta de Maia Sandu. Haideți să fim realiști și să spunem lucrurilor pe nume. Într-un context atât de sensibil, unde noi am făcut multe, am oferit suport și Ucrainei, și militar, și nu numai, însă strategia aceasta a domnului Iohannis de a nu spune nimic, de a nu comunica nimic, evident că ne costă pentru că raportat la cât a investit și cât a oferit România și prin criza refugiaților și prin criza grânelor și prin suportul direct și evident suportul consistent oferit Republicii Moldova. Sunt lucruri care trebuiau comunicate. Ori nu s-a știut în totalitate, nici opinia publică europeană, nici opinia publică americană nu a știut exact tot ceea ce a făcut, pentru că București a adoptat această tactică: tăcem și facem pentru că poate în funcție de evoluția lucrurilor nu vom avea atât de mult de suferit dacă vom fi vocali, cum au fost polonezii, care din prima zi și-au asumat public că susțin, că livrează armament, că susțin Ucraina să oprească frontul cât mai departe de frontiera Uniunii Europene.
pentru că a avut această abordare tranșantă, fermă, asumată, publică, evident că Polonia este privită altfel în ochii Washingtonului, în ochii tuturor. Sigur că pentru noi este important și esențial să rămânem consecvenți ca stat de frontieră NATO, pentru că doar așa ne putem asigura securitatea într-o perioadă în care vedem cât de riscant este totul și cât de rapid se poate transforma totul peste noapte într-o mare nenorocire. Și evident că abordarea aceasta în care mergem în liniște, să nu audă, să nu vadă ceilalți, nu este o abordare corectă, nu este una productivă. Pentru că noi, într-adevăr, am avut și avem un rol extrem de important. Însă, ți se acordă publică, atenția publică, atât cât te manifesti public. Și acest lucru se poate citi și în această cheie. Da, eu m-am gândit că știam despre că România face eforturi mult mai mult decât vorbește. Absolut. Și pe toate planurile, dar mă gândeam că e o strategie înțeleaptă să nu, atunci când ai 2-3 milioane de români într-o țară aflată chiar pe linia frontului, noi suntem oarecum feriți de mai până la granița românească, nu expui, nu dai motive, măcar retorice Moscovei, pentru retorica Moscovei. Dar nu contează, deci, ce am zis să nu, contează să ce gândește Moscova. Și noi vedem că nu ne menajează deloc, pe nimeni. Deci din acest punct de vedere nu văd de ce ar trebui să nu avem curaj să spunem ceea ce facem. Pentru că, vedeți, lucrurile sunt foarte clar asumate. Ungaria și-a asumat rolul de portavoce a Rusiei pe toate temele și este complet opusă pe deciziile majore pe care le ia Uniunea Europeană și NATO, dar totuși se aliază, după discuții și negocieri, se aliază poziții majorității. Noi, în schimb, facem ceea ce trebuie, dar comunicăm puțin și uneori când comunicăm destul de neconvingător. Și asta cred că nu ne ajută cu nimic, pentru că trebuie să ai poziții clare. Această abordare, mergem cât e bine și vedem cum se întâmplă lucrurile și ne orientăm din mers, nu cred că este una care îți aduce avantaje pe termen mediu și pe termen lung. Evident că ceea ce este cel mai important este să investim în continuare, fără rezerve, în parteneriatul strategic cu Statele Unite, pentru că doar el ne garantează securitatea noastră aici, într-o zonă plină de provocări și evident că vecinii nu ți-i alegi și Rusia nu dispare și evident că vor exista provocări și după ce se va încheia acest război și după ce se va ajunge la un compromis și după ce se va stabili pace, evident că din istorie știm că lucrurile pot prinde turnuri pe care este greu să le anticipeze astăzi. Pe scena politică din România sunt schimbări. Am văzut sondajele Eurobarometru. Sunt semne de alarmă. A scăzut încrederea în Uniunea Europeană. De asemenea, există oarecare nemulțumire față de Ucraina, față de sprijinirea Ucrainei. Mă rog, nu e un mare entuziasm cu sprijinirea Ucrainei. 80% sunt însă dintre români sunt însă de părere că NATO ne sprijină, ne apără. Cum spuneam, pe scena politică se fac simțite aceste lucruri. Observ o oarecare distanțare a PSD-ului de PNL. Evident că după criza din sănătate a venit această criză energetică care a spulberat totul și consecințele sociale și economice sunt devastatoare. Și aceste lucruri nu pot să nu producă efecte inclusiv în percepția opiniei publice raportată la politicieni și la politic. Și Uniunea Europeană decontează foarte mult din
tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că și-a asumat și în pandemie și acum în criza gazelor leadership-ul pentru soluționarea problemelor. Evident că este un moment de criză, dar cea mai mare eroare ar fi să începem să intrăm în corul celor care spun că tot răul vine de acolo. Ar fi catastrofal. Am văzut recent un reportaj foarte sugestiv pentru spiritul pe care îl întâlnim des în societatea românească. Un domn care prezenta o fermă undeva prin sudul țării, cu multe vaci, cu multe plantații și, evident, era foarte mândru de realizările pe care le avea. Însă, evident, cum e trendul acum, din 3 în 3 propoziții, era nemulțumit de Bruxelles, era nemulțumit de Uniunea Europeană, era nemulțumit de toate care sunt, între ghilimele, impuse și așa mai departe. Și la final l-a întrebat moderatorul pe invitat: și toate aceste lucruri cu ce le-ați realizat? Păi cum, cu ce? Cu fonduri europene. Deci, evident că lucrurile trebuie privite cu un anumit echilibru. Și eu nu spun că în Uniunea Europeană sau la Bruxelles funcționează lucrurile perfect, nici pe departe. Și acolo distanța între instituții și cetățeni este în continuare foarte mare. Prăpastia este foarte mare și se fac progrese foarte mici pentru a diminua această distanță între instituțiile europene și cetățenii europeni. Și aici, evident că în multe situații, statele membre au dreptate. Dar pe fond, nouă ni s-a schimbat viața mult de când am intrat în Uniunea Europeană. Și trebuie să acceptăm această realitate dacă suntem onești. Evident că pe fondul acestor crize vor apărea și politicieni care vor critica în termeni vehemenți și uneori exagerați multe lucruri care s-au întâmplat. Dar eu rămân adeptul ideii că trebuie să ne apărăm inteligent în interiorul Uniunii Europene, să intrăm în zona euro, pentru că asta înseamnă creștere economică, asta înseamnă credite mai ieftine, performanță financiară și, evident, poveri mai mici pe consumatorul final, pe românul de rând. Sunt multe lucruri care se întâmplă și unde noi suntem restanțieri și asta ne costă bani mulți. Toate statele care au reușit să fructifice avantajele europene s-au dezvoltat mult. Noi ne dezvoltăm foarte încet, mai mult decât atât, și atunci când primim bani mulți, gratis, nu suntem în stare să-i atragem pentru că nu găsim coeziunea internă necesară pentru a ne armoniza legislația în acord cu ceea ce ne-am asumat ca țară. Că nu stă nimeni să întrebe la Bruxelles dacă ești de la USR sau de la PSD atunci când negociezi. Negociezi în numele unei țări. Da, vă întreb că observ că acest sondaj Eurobarometru a fost realizat la jumătatea lunii ianuarie. Nu cumva euroscepticismul e generat în mare măsură de decizia Austriei, de situația Schengen? Uniunea Europeană s-a dovedit incapabilă să-și respecte tratatele. Absolut. Până la urmă, bun, Austria a pus veto, România nu e capabilă. Bun, dar decizia era Comisiei, era Parlamentul European. Domnul Vâlcu, aici au greșit și autoritățile române flagrant, pentru că în momentul în care observi în ședință că România și Bulgaria este discriminată și constați că există un abuz de drept împotriva ta, blochezi tot. Acționezi cu aceeași măsură. Păi, adică ce să facem? Să blocăm Croația? La ce ne... Evident. Și la ce ne folosea? Ne rămâneau Croații... Ne folosea pentru că se reluau discuțiile într-un alt ritm. S-a văzut că interesul a fost doar Croația să fie acceptat. N-a fost cumva pentru făcut... Pentru un asemenea demers trebuie să ai... Ce câștigă Austria de la Croația? Durata de așteptare, mă rog, vacanțe mai confortabile pentru austricii care merg la Adriatică? Sau nu care era miza? Discutăm despre avantajele pe care le are o țară sau alta. Discutăm despre un principiu. Un principiu care este călcat în picioare. Și atunci când am constatat că suntem împinși într-un loc nemeritat, evident că asta era măsura, din punctul meu de vedere. Doi, clar că această decizie este una absolut injustă.
Dar guvernul nostru, în loc să aibă o abordare extrem de agresivă în acele comisie, în Consiliu, președintele Iohannis de două sați în Consiliul European și ne-a informat după că a avut mai multe schimburi de opinie. Schimburi de opinie puteți avea și dumneavoastră și cu cancelarul german și cu președintele Macron, că sunteți jurnalist. Dar pe noi ne interesează ca șeful statului român să pună problema care ne arde cel mai mult, de cealaltă parte, da, sunt de acord. De cealaltă parte, luăm vedeta momentului pe domnul Grindeanu. Ministerul Transporturilor e principalul finanțator al Austriei. De la șine de tren la autostrăzi, construcții, sunt importate din Austria. Ne-a spus că, domne, vom schimba conturile. Iertați-mă, dar egală cu zero. Nici nu știu dacă s-a schimbat vreunul din cele 10-20 de conturi. Dar răspunsul nostru nu trebuia să fie isteric. Răspunsul nostru trebuia să fie unul foarte bine elaborat și șeful statului român, domnul președinte Iohannis, avea obligația să iasă, să spună, ok, ni s-a făcut o mare nedreptate, planul B este acesta. Ori noi nu am văzut un plan B, nu am văzut un scenariu în care instituțiile să se alinieze în spatele unei noi decizii. Am văzut doar scrisori, decizii din astea isterice de moment, schimbăm contul. Nu așa se rezolvă o problemă de asemenea dimensiuni. Da, îi convine Austriei, statul austriac este acționarul cel mai important de la OMV. La anul se discută redevențele. Nu mai trecem peste blocajul pe care OMV îl face la lipsa de contribuție la securitatea energetică europeană până la urmă. Faptul că nu investesc în Neptun Deep, că blochează acest proiect, afectează, după părerea mea, întreg blocul comunitar. Trecem peste asta. Doamne, se discută redevențele la anul. Ai nevoie, Nehammer, Austria, are nevoie să fie această temă sub lupă, sub reflector? Să fie Austria percepută ca un inamic, ca un stat ostil României? Da, este clar că aici decizia care a mânat în Austria în acest punct nu are nimic în comun cu ceea ce s-a declarat public. Am această convingere. Nu e nici bazată pe economie, nici pe considerente electorale locale. Absolut. Este aceasta convingerea mea. Vom vedea în timp dacă am dreptate sau nu, pentru că în mai puțin de câteva luni se va încheia și această negociere pentru un nou Consiliu Jai. Mai mult decât atât, cred că economic lucrurile funcționează foarte clar și statul român, în loc să-și schimbe conturile de la o bancă la alta, nu spun că e rău sau bine, nu spun că le-a schimbat, spun doar atât, da, că avea obligația atunci când s-a luat decizia de a suprataxa giganții din energie să se pregătească să ia banii de la OMV. Ori am văzut că nici acest lucru nu am fost în stare să-l facem. Și am căutat vinovați pe care nu-i găsim nici la această oră. Și în concluzie, România rămâne fără cel puțin 1 miliard de euro în contul statului român. Se va întâmpla ceva în coaliție? Aveți o prognoză în luna rotativă, mai, domnul, miniștri? Da. În luna mai, domnul Ciolacu va fi cel de-al patrulea premier PSD numit de Iohannis, va avea loc rotativa și, în mod clar, lucrurile vor merge în această linie până în 2024. PNL nu pleacă de la guvernare, deși există voci în PNL care conștientizează că acest mariaj cu PSD duce spre dezastru, totuși marea majoritate vrea să rămână în continuare agățată de putere până la alegeri. Tocmai de aceea eu cred că în 2024 România are nevoie de o alternativă de dreapta credibilă. În România, la ora actuală, opoziția este fragilă, iar cei care se erigează în opoziție sunt oameni care n-au nimic în comun cu
valorile democratice sunt doar pe zgomot. Zgomot și pe al fac în funcție de ce li se dă voie să facă. Vă mulțumesc, vă aștept la DC News. Cu multă plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere.